Păi eu sper să nu mai ajungă nimeni, important e că depinde de noi, tot parcursul nostru. Înainte de partid am intrat la băieți în vestiar și le-am spus că de obicei partidele sunt de 3 puncte, de 6 puncte, se spune când e un meci direct. Ăsta a fost de 5 puncte, partida noastră, și le-am spus băieți, asta e de 5 puncte, diferență în clasament față de Dinamo. Și au înțeles, au jucat bine, au luptat și au câștigat. S-a văzut încă o dată forța echipei noastre, s-a văzut cât de bine stăm în teren, pentru că nu luăm gol și întotdeauna dăm un gol. Și am văzut un lucru azi foarte important, și anume acela că nu suntem capitanul dependenți, e un jucător foarte bun cape, dar azi, din păcate, s-a accidentat, are o problemă musculară și sigur că o să-l tratăm cât mai repede și sper ca la Vasiliu poate să joace ca la și galben, dar la următoarea partidă să fie apt. E important că echipa și-a îndeplinit obiectivul și spre bucuria noastră am reușit să ne instalăm cu 5 puncte în față în clasament, dar aceste 5 puncte nu-i aduc nici nimic, nici liniște, ci îngrijorare în continuare, pentru că trebuie să nu le pierdem și trebuie să mărim ecartul de 5 puncte. Mi-ar place ca după partida de la Vaslui să avem mai multe puncte față de locul 2 și față de locul 3 și alte locuri, numai puține. Așa că ne vom pregăti, mâine băieții au o zi bine meritată de pauză, ne vom pregăti foarte bine și vom merge la Vaslui cu încredere, încrederea care ne-a dat-o acest parcurs. Să nu uităm că în ultimele 10 partide am câștigat 7 și am făcut 3 egaluri, n-am pierdut nicio partidă și am luat foarte puține goluri, nu știu, 4 goluri, cred că în 10 partide. Sunt niște cifre care arată valoarea echipei și eu când vreau să mă simt bine și nu o spun cu modestie, mă uit la clasament. Și nu mă interesează în rest ce spun alții, am văzut și așa zisele ziare, nu le dau numele că mi-e greață puțin, vorbeau numai de blat, de nu știu ce s-a dat la o parte. Sunt penibil o janției. Noi am făcut 5 puncte, așa cum am spus, foarte importante, ne bucurăm de ele și sper să știm să le gestionăm în continuare. Gabi Mureșan l-a mobilizat criticile. Gabi Mureșan e un jucător foarte bun și azi a jucat poate nu chiar la valoarea lui, poate și mai mult. Gabi Mureșan, laud, merita, a dat 2 goluri și a fost liniștit. În sfârșit a jucat liniștit și a jucat, să zicem, la 85% din valoarea lui, părerea mea, că poate și mai mult Gabi Mureșan. A jucat foarte bine, dar a jucat bine toată echipa. Vreau să remarc și jocul lui Vraneș, care a jucat prima dată titular, și a băieților care au intrat în teren, a lui Roni și a lui Hora. De asemenea, vreau să remarc și arbitrajul foarte bun, zic eu, a lui Marius Avram, care a trecut și el o perioadă grea și se pare că nu l-a afectat și sigur că a arbitrat foarte bine, după părerea mea. Acum, sigur că cârcotașii din fotbal să spună că împotriva CFR nu se greșește. Dar nu pot să spună că ne-au ajutat, pentru că nu ne-au ajutat niciun arbitru, dar n-au greșit. Au arbitrat bine, pentru că la noi toată lumea are liniște să-și facă meseria. Și jucătorii, atât adversarii cât și noi, și arbitri și toată lumea, pentru că sunt asemenea condiții create la club și de spectatori care sunt foarte civilizați. Credeți că Pantelis a luat acel galben intenționat? Nu știu asta, dar el are accidentare și probabil că era supărat, vrea să iasă repede din teren. Nu contează asta. Intenționat nu cred că n-avea de ce, pentru că putea să-și revină în 3 zile. Nu cred că se fac calcule. Nu, oricum, în primul rând, nu ne așteptam să se accidenteze nici el și eu am fost disperat când am văzut că trebuie să fie schimbat și nu cred că a avut el timp să facă asemenea calcule. Credeți că se vor mai cere arbitrii străini și după această etapă? În mod cert că ne-a distanțat la 5 puncte și nu e meritul CFR-ului, este după o presă nesportivă din România, este meritul altora, atunci trebuie să vină arbitrii străini, trebuie să vină tot felul de lucruri și așa mai departe. Nu ne interesează, poate să vină să arbiteze oricine, chiar și antrenorul de la echipa adversă, că nu ne-e frică. Vă așteptați acum să apară și mai multe acolo de la adversă? Bineînțeles, pentru că așa e stilul în România, din păcate, ați văzut, unii vorbesc și rămân în urma noastră, se tot mai mult, tot mai mult. Noi suntem cu gura mică, încercăm să fim politicos, civilizat, să nu ne enervăm, să nu răspundem cu aceeași monedă la acuze și ne vedem așa gospodărește, ardelenește, că suntem în Ardeal, în inima Ardealului, de muncă și de rezultate. Și se vede. Nu am văzut, nu. Spuneți-mi voi. A spus că el nu vrea să vorbească cu alcoolici și cu oameni nebuni și că îl va trimite pe fane bodyguardului să vorbească cu domnul Costa. Deci ce pot să spui când se fac asemenea declarații? Exact ce am spus eu. Sunt oameni care
fac rău echipelor lor și ne fac bine nouă. Vă dați seama, eu nu am știut ce motivați vor fi băieții când vor vedea acest lucru și antrenorul la fel, vor fi toți foarte motivați și vom juca tot mai bine și vom ține mai ales puncte, că asta e cel mai important. Să știți că încă o dată, vă mai spun și vouă, la fotbal impresia artistică nu se punctează, jocul frumos, care nu știm care ăla, nu se punctează, punctează golurile și punctele în clasament. Și suntem pe locul întâi, meritat. Încă o dată repet, chiar dacă poate par puțin cam insistent, avem cea mai bună echipă, cele mai multe puncte, cele mai multe goluri marcate, cele mai puține luate și așa mai departe. Suntem cei mai buni deocamdată. Asta nu înseamnă că nu ne poate învinge vreo altă echipă și nu ni se urcă la cap. Trebuie să fim modești și să muncim ca să ne menținem pe aceeași linie în următoarele 10 partide și vom fi campioni. Eu sper să fim campioni înaintea ultimei partide și o să rog pe domnul Gigi Becali să ne înmâneze medalele de campion pe terenul nostru la meciul cu Steaua. Sper să nu mă refuze. Ce să, nici nu pot să răspund. Ești o fată drăguță și nu pot să spun că vorbești prostii, că nu vorbești. Le-ai luat, din ziare și de undeva. Noroc că eu nu mă uit în ziare și nici pe internet. Mă mai enervez că mai spun prietenii, uite ce scrie acolo, ce a zis. Eu mă autoprotejez ignorând, din fericire pentru mine. Și sigur că cu asemenea declarații, cu asemenea supoziții, nu trebuie decât să le mulțumesc la cei care lansează, pentru că ne motivează și ne face bine. Câte puncte avans ar trebui să aibă CFR-ul ca să puteți considera că nu mai pierdeți titlul? 4 înaintea meciului cu Steaua să avem avans și să ne dea domnul Gigi Becali medalii. O să fiu foarte fericit să primim medalele la dânsul personal.